tuturor la filmarea dedicată primei lunații a anului 2023, luna plină în semnul Racului. Dar înainte de a vorbi despre luna plină în Rac, vreau să fac două anunțuri. Primul anunț, webinarul de deschidere al anului are loc pe 28 ianuarie. Camera de webinar se deschide la ora 9 dimineața, începem webinarul cu forțe proaspete la ora 10, ora României. Vă aștept cu drag să vă înscrieți la webinar la adresa, scriind pe adresa contact@alexandracoman.ro. Asta e primul anunț, nicio grijă, în zilele care urmează vom vorbi mai mult despre webinar, în filmări diferite, separate, vor fi niște mici teme. Este un webinar extraordinar pentru că în acest an maestru, știți, noi suntem pe un ciclu de 11 ani maestri și în acest an maestru tema pe care o avem de învățat cu toții ca umanitate și ca indivizi este cea de a ne alege pe noi. Alege-te pe tine. Este și tema webinarului și dacă nu poți participa live la webinar împreună cu noi toți, nu e nicio problemă, webinarul poate fi vizionat ulterior, dar cea mai faină vibrație este atunci când ești live în acest webinar. Deci, primul anunț, webinarul, mi-am dorit să-l lansez anunțul public. Cei de pe Telegram ați fost anunțați așa doar cu noțiunea de în curând, dar am vrut să-l anunț public cu ocazia lunii pline, prima lunație a anului, pentru că webinarul ăsta este despre alege-te pe tine, iar lunația aceasta este despre luna plină, care ne vorbește despre lasă ceva în urmă și descoperă ceva nou, dar schimbă-te, transformă-te și alege-te pe tine din nou. Iar al doilea anunț e mult mai focusat pe această filmare, respectiv pe bilete.ro găsești horoscopul ultra detaliat al lunii ianuarie, în care vorbesc la nivel individual de zodie despre lunații, despre luna plină și luna nouă din ianuarie și vă reamintesc că există și un bonus special în care prezint ce aduce 2023 pentru semnul tău zodiacal, ascendent și luna natală. 15 minute de filmare în care am punctat ce se întâmplă concret cu zodia ta într-o manieră în care să poți să și ții minte pe durata anului ce ai de făcut. Pentru că asta e marea problemă a previziunilor de început de an sau sfârșit de an, început de an. Se spun foarte multe lucruri, dar nu ai cum să iei cu tine toate informațiile. Și atunci am încercat să găsesc o cale în care să-ți vorbesc cât mai ușor de reținut ce ai tu de făcut ca zodie pentru 2023. Deci, webinarul de deschidere al anului, intitulat Alege-te pe tine, are loc pe 28 ianuarie. Și horoscopul ultradetaliat al lunii, care abordează și luna plină și luna nouă din ianuarie, dar și bonusul ultra special inclus în horoscop, prezentarea 2023 pentru zodia, ascendent și luna ta natală, îl găsești pe bilete.ro. Și în această atmosferă de anunțuri, hai să vedem ce poveste ne are de împărtășit luna plină. Luna plină întotdeauna închide, luna plină sfârșește, luna plină finalizează, transformă și alchimizează. Întotdeauna când este o lună plină, să știi generic, deci nu este obligatoriu să fie numai pentru luna plină în Rac. Întotdeauna când auzi cuvântul lună plină, ai grijă cum vorbești, pentru că pe lunile pline și pe lunile noi de alminteri se materializează foarte ușor cuvintele pe care le spui. Iar pe o lună plină, întotdeauna algoritmul de exprimare trebuie să fie vreau să scot, vreau să las în urmă. Îți dau un exemplu. Pe lună plină vei spune întotdeauna vreau să scap de boală, vreau să scap de sărăcie, vreau să scap de adicția asta, pleacă de la mine relația toxică. În timp ce pe o lună nouă întotdeauna vei spune: atrag sănătatea, atrag abundența, atrag relațiile satisfăcătoare. Vezi cât de diferite, dar totuși exprimând același sens, aceeași intenție, cât de diferite sunt aceste două afirmații, dar ele exprimă totodată același lucru. Și aici este foarte important, nu spui pe o lună plină că atrage abundența, ci pe o lună plină întotdeauna spui: pleacă sărăcia de la mine. Pleacă și se schimbă, se transformă prin a pleca, prin a lăsa în urmă, prin a abandona, prin a părăsi. Deci ai grijă ce spui, pentru că dacă spui cumva greșit ceva, atragi asupra ta niște lucruri pe care nu ți le dorești. Algoritmul e foarte simplu. Mai repet o dată, pentru că știu că nu toată lumea poate fi atentă. Pe lună plină scoți, pe lună nouă primești. Pe lună plină scoți, întotdeauna afirmațiile trebuie să fie despre a pleca, a lăsa în urmă, a scoate. Pe lună nouă este despre a primi, a începe, a atrage. Sper că am fost suficient de clară. Prima lună plină a anului 2023, respectiv luna plină în Rac, are loc la ora României, da? Deci întotdeauna iau fusul orar a României, pentru că după aceea, oriunde vă aflați pe planetă, puteți să vă ajustați fusul vostru orar. Luna plină în acest an se produce pe 7 ianuarie la ora 1:07 noaptea, 1:07 AM, da? Deci noaptea. Și este o lună plină care ne duce într-o experiență foarte interesantă, pentru că este despre emoții. Și de ce este atât de importantă această lună? Eu o pun în top prime 3 luni pline ale anului, pentru că ea se produce în Rac. Luna se află în Rac și Racul, generic, este guvernat de lună. Deci, luna de pe cer face o vizită zodiei pe care o guvernează. Se întâmplă de 2 ori pe an această vizită, o dată pe luna plină, acum, pe 7 ianuarie, și apoi pe luna nouă, când ajunge în semnul Racului. Și atunci capătă foarte multă forță luna și se încarcă de la toate planetele așezate pe hartă în acel moment. În fiecare an avem o lună plină în Rac, e adevărat, dar în fiecare an modul în care planetele sunt așezate pe hartă este diferit. De aceea există unicitate, diferență, transformare. Și în acest an, ce e important de știut este faptul că tocmai am ieșit dintr-o conjuncție, dintr-o suprapunere dintre Venus și Pluton. Acum Venus se află în Vărsător, Pluton se află în Capricorn, dar totuși, chiar dacă sunt în zodii diferite, chiar dacă conjuncția principală s-a rupt, adică distanța dintre planete începe să se mărească din ce în ce mai mult, asta nu înseamnă că ele totuși nu sunt apropiate una de alta. Și Pluton cu Venus într-o conjuncție vin la pachet și aduc în această lună plină un dar care ne va influența 6 luni de zile de acum încolo. 6 luni de zile, de la lună plină la luna nouă. Tranzitul prin semnele zodiacale, pe cer, pe bolta cerească, vreme de 6 luni de zile, și darul ține de pasiunea de a te centra pe tine. De aia am vrut să lansez data webinarului sub niște auspicii extraordinar de bune. Sunt foarte bine aspectate una cu alta, Pluton și Venus, și sunt stimulate de Marte, planeta energiei. Da, este adevărat. Marte, energia, comunicarea conflictuală, reactivitatea noastră conflictuală, modul cum pornim la o luptă, modul cum ne ducem războaiele, asta face Marte. Da, e adevărat, se află în retrogradare în semnul Gemenilor, dar pe luna asta plină, Marte este prietenos, este în auspicii bune. Da, e retrograd, însă este foarte bine în relație, stă foarte bine într-o relație, este armonios raportat la Pluton și la Venus. Și noi aveam nevoie foarte mult ca și zodii, ca și semne zodiacale, de această prietenie între cele două direcții, Venus-Pluton versus Marte, pentru că se diminuează rata conflictuală, se diminuează zona geloziei, se diminuează zona invidiei amoroase, invidiei față de bani, pentru că povestea este despre cum ne raportăm la bani și cum ne raportăm la dragoste. Fiind armonie între aceste planete, vechile litigii intră puțin într-o perioadă de stand-by, invidia, v-am spus, e mult diminuată, gelozia mult diminuată și atunci știți ce face treaba asta? Productivitate. Când ești într-o stare bună, nu e așa că ai mai mult spor la lucru? Când ești într-o stare bună și plăcută și frumos energizată, nu ai chef să faci mai multe lucruri, nu ai chef să duci la îndeplinire proiecte pe care altădată le-ai fi ocolit dacă ai fi fost într-o stare mult mai joasă? Cu siguranță că da. Așa încât vorbim de o lună plină în care vom avea foarte multă energie să ne facem niște alegeri și să ne ascultăm mult mai mult vocea sufletului și să ne centrăm pe noi mai mult. Și alegerile astea vă vor însoți vreme de 6 luni de zile. Și știți care e tema principală a alegerii? Tema principală a alegerii este una berbeciană. Vă spun întâi de ce și apoi vă spun care este alegerea. Pe momentul lunii pline avem Jupiter în Berbec, bine susținut de Pluton, același Pluton în discuție, Chiron în Berbec și Pars Fortunae, punctul norocului în Berbec. 3 elemente fundamentale într-o astrogramă, într-o hartă, care sunt într-un semn zodiacal al începutului. Și verbul care definește berbecul, imaginați-vă care este. Eu sunt. A fi, eu sunt. Așa încât avem auspicii bune și, după ce v-am explicat de ce, este momentul să te alegi pe tine, să ieși, să lași în urmă tot ceea ce înseamnă toxicitate și emoțională și fizică, dependențe, codependențe, stări de vibrație joasă, invidie, ură, furie, ranchiună, dorință de răzbunare. Și este despre a merge mai departe într-o nouă structură și într-o nouă formă, tu cu tine, te alegi pe tine. Despre asta este vorba în luna plină în Rac. Te alegi pe tine. Dar este important, înainte de a te alege pe tine, să te duci în zona cea mai confortabilă a casei, în care te simți tu cel mai bine și mai frumos și mai plăcut din toată casa ta. Și să stai câteva minute pe data de 7 ianuarie. Nu contează ora, important e să o faci pe 7 ianuarie pentru că vorbim de fusul orar al Bucureștiului, vorbim de fusul orar al României, iar indiferent de locul unde te afli pe planeta Pământ, faptul că asculți această filmare în limba română te ajută mult, dar pentru că pe Pământ noi avem fusuri orare diferite, atunci ai laxitatea ca pe 7 ianuarie, data raportată la luna plină pe România, să faci acest exercițiu, acest mini-ritual, să-i spunem, oricând dorești tu, important să fie pe 7 ianuarie. Nu pe 6, știu că sunteți unii din America, din Canada, din alte țări care, și la mine în Islanda se întâmplă pe 6 noaptea, dar eu tot mă voi raporta pe 7 ianuarie, pentru că Luna plină în Rac se celebrează de egregorul colectiv din care tu faci parte ca și sămânță genetică pe 7 ianuarie, nu pe altă dată. Tu poți trăi în Canada, tu poți trăi în America, dar gena ta e din România. Nu poți să fugi de ea, nu poți să o anulezi, nu poți să o respingi, nu poți să o anihilezi. E în tine. Și atunci tu rezonezi mult mai bine, indiferent unde te afli pe Pământ și în galaxie, dacă te duci pe planeta Marte, de exemplu, tot vei rezona mult mai intens cu orele la care se produc și datele când se produc anumite evenimente astrologice în țara genetic de unde provii tu. Și atunci, pe data de 7, la orice oră vrei, te așezi în cea mai bună zona casei tale, unde te simți tu cel mai bine. Și voi face o mini-filmare în care vă voi povesti despre casă, pentru că al treilea membru al familiei, sau al doilea, dacă ești singur, este casa. Casa e o entitate vie, nu este doar niște camere acolo sau o cameră. Deci ai nevoie să intri în rezonanță cu spațiul unde trăiești și dormi și îți încarci bateriile, respectiv casa. Și te așezi undeva confortabil și te gândești foarte bine ce vrei să lași în urmă din viața ta. Nu trebuie să spui nimic, nu trebuie să faci nu știu ce. Nu. Important pe această lună plină este să ai emoția. Tu vorbești pe limba lui lunii în Rac dacă ai emoții. Cea mai bună limbă pe care te poți adresa unei luni în semnul Racului este pe cale emoțională. Și atunci te gândești emoțional, dar emoția să fie de am puterea să fac. Nu emoția negativă, vreau să dau în cap amuzatorului meu, vreau să moară șeful în chinuri. Nu, 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 nu. Trebuie să gândești, vreau să fac această schimbare, vreau să las în urmă starea sau situația sau omul respectiv. Iar tu trebuie să gândești din emoția puterii de a face, puterii de a pune în practică, puterii de a manifesta intenția ta. Și știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă să crezi în ceea ce gândești, în ceea ce intenționezi, să ai încredere în manifestarea intenției. Nu te gândi cum se rezolvă, nu te gândi când se rezolvă, pentru că asta nu e problema ta, e problema lunii să-ți rezolve problema. Că de-aia stai de vorbă cu luna în Rac. Că altfel ai bea cafea cu prietenii și n-ai avea nicio problemă. Deci nu-i problema ta să dai algoritmul cum și în ce fel și când să se rezolve. Cel mai important lucru pe care l-ai tu de făcut însă este să ceri. Cere! Dar și cerutul ăsta se face dintr-o anumită stare dacă vrei să-ți iasă. Nu poți să-l faci. Hai stau și eu aici ca prostul pe scaun și în timp ce mă uit pe nu știu ce canal și butonez telefonul, și dragă lună, vreau să, nu știu, să iasă sărăcia de la mine. Nu, nu, nu. Trebuie să te duci în starea lui. Corpul ăsta, vasul, mașina, automobilul care poartă sufletul prin această experiență numită viață. Eu, Cutăriță, știu că am perfecta capacitate să ies din relația toxică. Eu, Cutăriță, știu că am perfecta capacitate să las în urmă o adicție care mă afectează foarte mult. Eu, Cutăriță, știu că am perfecta capacitate să las în urmă starea de depresie sau starea de sărăcie sau starea de furie sau starea oricare stare negativă vrei să scapi de ea. Și trebuie să te centrezi pe a vizualiza și a trăi și a simți în fiecare celulă a corpului tău puterea de a ieși din ceva ce-ți dorești să lași în urmă. Nu cum, mai insist pe asta, nu cum, nu când, nu în ce fel, nu în ce circumstanțe, nu ce vei face ulterior, ci tu ai nevoie să accesezi energia lunară pe luna plină în Rac, manifestându-ți foarte clar intenția că acest corp al tău este perfect capabil să facă acel lucru. Din starea aia vorbești cu luna și să ții minte de acum încolo, întotdeauna când este o lună, când luna trece prin semnul Racului. Ea este lună, sistem de lună plină o dată pe an, dar în fiecare lună calendaristică, la un moment dat, luna trece prin Rac și poți să-ți pui orașul unde trăiești tu, țara în care trăiești tu și să vezi când trece luna prin Rac, dacă vrei, luna în Rac în februarie scrie. Moon in Cancer in February, de exemplu, dacă vrei să cauți pe Google. Te uiți când este în Rac și te așezi dacă vrei să-i ceri ceva lunii în acel moment prin semnul Racului, în tranzitul său prin Rac, te așezi undeva preț de un minut, două și la baie dacă te duci și stai și te gândești, băi, corpul meu poate să facă asta. Și mă duc în emoția stării de a putea. Doar că, atenție, pe lună plină, puterea lunii de manifestare este de 100 de ori mai puternică decât într-o lună calendaristică obișnuită. De-aia noi vorbim, toți filmăm și povestim pe YouTube și pe alte canale despre puterea lunii în Rac. De asta, sau orice altă lună plină sau orice altă lună nouă. Pentru că pe lunații, pe lunile pline și pe lunile noi, puterea lunii este de 100 de ori mai puternică decât în mod normal. Așa încât să vă fie de folos această informație, să vă fie de folos micul ritual pe care vi l-am dat. Îl puteți folosi cu încredere. Noi să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe bilete.ro găsiți horoscopul ultra detaliat al lunii ianuarie cu foarte multe lucruri interesante în el. Iar pe contact@alexandracoman.ro te poți înscrie la webinarul de deschidere al anului, webinar care are loc pe 28 ianuarie. Iar noi să ne vedem cu bine și la alte filmări și la alte postări, iar dacă îți place ce se întâmplă pe acest canal, nu uita să apeși cu butonul like, share, dar mai ales subscribe sau în limba română, abonează. Pe curând tuturor!